1 plus 1 este egal cu 3, un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Criativo. Sunt din nou eu aici la microfonul podcastului 1 plus 1 este egal cu 3 Ana Smolnițchi, gazda acestui podcast pe care îl dedicăm părinților, viitorilor părinți, dar și oamenilor care vor să se autocunoască Astăzi vom vorbi despre nașterea blândă. De ce contează atât de mult felul în care venim pe lume, felul în care îi aducem pe copii în această lume minunată. Vom discuta despre nașterea blândă cu Ecaterina Michitenco, douula educator prenatal, creatoarea care camere roz din maternitatea numărul 2, autoarea cărților dedicate concepției nașterii blânde. Salut, Ecaterina! Salut, Ana! Mulțumesc mult pentru invitație! Dar eu îți mulțumesc atât de mult că ești aici, că abordăm acest subiect delicat în aceste vremuri, cum îi spune Michel Oden, vremuri ale nașterii din plastic, vremuri din plastic. Și se cere, cred eu, o schimbare, o conștientizare că avem nevoie de o naștere frumoasă, cât mai naturală. Dar înseamnă asta că nașterea blândă poate fi în exclusivitate naturală? Adică aș vrea să subliniem că atunci când vorbim despre nașterea blândă, ne referim și la Cezariană, care trebuie să se desfășoare în condiții cât mai demne plăcute, cu respect față de mamă și față de copil. Deci de ce au nevoie mama și copilul ca să putem considera că asistăm la o naștere blândă? Da, într-adevăr, există naștere blândă naturală și nașterea blândă cezareană și sunt absolut diferite, dar totuși există blândețe și într-o cale și în alta. Dacă vorbim despre naștere naturală, aici sunt mai multe momente importante. Deci, în primul rând, Femeie poate să iei decizii și este considerată ca cea mai importantă persoană în procesul nașterii, mama are dreptul să se miște cum dorește ea, cum vrea și în, procesul și în procesul travaliului și în procesul scremetelor, da, pentru că la noi, de exemplu, în Moldova, femeie este liberă să se miște cum dorește doar când are travaliu, dar în perioada a doua nu. Nu se permite și asta în contra nu e nașterea blândă. Pentru că corpul mamei îi ajută să simte care e poziția mai bună pentru copilașul, care poziție îi ajută copilului să iasă mai ușor, mai blând, mai lin, mai, lin, mai repede. Da, și mama numai decât trebuie să, să se ducă după semnalele corpului, corpului ei. Alt moment, când copilul, atmosfera, în camera, în palatul unde se naște copilul, trebuie să fie destul de liniștită, calmă, pentru că asta influențează foarte mult fondul hormonal care este în corpul mamei. Oxitocina, asta e hormonul cel mai important al nașterii, depinde foarte mult de circumstanțele unde se află femeia dacă vorbim de nașterea blândă, uh, înseamnă că atmosfera trebuie să fie mai întunecată, mai liniștită, fără zgomote, fără vorbe deprisos, întrebări da? da, care ca, nu și-au locul atunci. Da, ca femeie poate să și intre în starea ei asta e înăuntru, deci starea de trans, dacă putem să numim așa, într-o meditație așa profundă, pentru că nașterea într-un fel e ca o meditație, și a, să fie cu partenerul dorit de ea. Dacă dorește să fie singură, poate să fie singură. Dacă dorește să fie prezent soțul sau doula sau altcineva, mama, prietena, ea poate să aducă chiar pe câteva persoane. Asta nu contează. Principal, nu în Republica este, Moldova. Da, dar Eu vorbesc în genere de naștere blândă pentru că am fost în diferite centre de naștere. Am fost în India, într-un centru de naștere în Goa. Asta a fost de mult, dar totuși am fost în Olanda, în câteva centre de naștere și am văzut atitudinea lor, am văzut cum ei uh, ved uh, chestiile acestea și uh, uh... De exemplu, în India, moașa care primea naștere în centrul de naștere acela zicea că ea poate să aducă toată familia. Asta nu contează pentru mine. Dacă este comod, dacă ea are nevoie de susținerea asta, de copiii ei mai mici, lasă să vină să aducă, pentru că asta e mai bine pentru femeie, pentru naștere, ca să fie relaxată, ca să fie susținută, că să aibă deci, nastroi o, Eu știu stare de spirit, să fie. stare stare psihologice bună și inspirată, să zicem așa. Da, și asta ce zicem de, de procesul nașterii. Și când copilul este deja născut, asta e tot foarte important ce se, ce se întâmplă. Să fie pus pe burta sau pe, pe pe pieptul mamei. Să fie ei doi lăsați, să nu taie cordonul, să nu facă nimic cu copilajul. Da, Îl da, da. scot Asta vernicul. nu merită pentru că asta e o oră de aur, asta e o oră când copilașul se, fac, se face cunoștință cu mama lui și asta e foarte important pentru toată viața ei, pentru lui, pentru crearea asta simțului de atașament, a, să spui despre de În vrei atașament? încredere în lume, în siguranța lumii, din punct de vedere psihologic. Și uh, există așa un termen imprinting, când el înțelege că asta e mama lui și el um, se îndrăgostește de persoana asta uh, și uh, înțelege că asta e persoana care va avea grijă de el și e foarte important, pentru că în momentul acesta se formează legătura pe toată viața. Da, și cordonul nu trebuie să fie tăiat, nu, nu din punctul acesta de vedere, dar și pentru că um, el continuă, să-i furnizeze sângele, sângele, oxigen, sânge, sângele care a fost... Uh, a rămas în placenta sângele copilului care a fost uh, tras în placenta în procesul care copilul trecea prin căile uh, mamei da, prin canalul de naștere da. și noi putem chiar să arătăm, uite avem pe masă un bazin, avem și un bebeluș, avem și placentă, și ca să se înțeleagă cât e destrămpt da. acest canal, da, bazinul nostru prin care trebuie să treacă, e ca și cum ai stoarce o lămâie? Da. Ne imaginăm că asta se întâmplă. Este stors un pic de asta el și iese un pic vinețiu la piele sau alb, pentru că o parte din sânge a rămas în placentă. Și da. să vedeți cât de repede se îmbujorează, cât de repede apar bujori în obrăjori la copilaj, dacă lași acel cordon să pulseze, pentru că el conține de până la o treime din volumul de sânge total al corpului copilului. Doar uite, o să arăt un pic sau dacă vrei poți să tu un pic să o, ne arăți arată, mecanismul, arată. da, o clipă. Așa. Și asta e nașterea blândă pentru un copilaș, ca Ui, el scus. să primească ceea ce îi aparține, ce este da. a lui, sângele lui. Uitați-vă prin ce canal, cât de strâmtă este, prin care trebuie să treacă. El face pe urmă și rotațiile astea interne, da, și ies, iată, așa căpșorul, apoi mai face o rotație, mâna iată se duce așa, și imaginați-vă de câte ori el este rotit. Strântă este acolo și cât sânge rămâne în continuare, iată în această placentă care rămâne atașată de uter. Ea se desprinde potrivit datelor medicilor în decurs de cel mult două ore, dar uneori știu că poate să dureze natură și mai mult, Uh, și atâta timp cât ea stă lipită de uter, continuă să-i furnizeze și fier de care acest bebeluș are nevoie, uh, oxigen. Deci această placentă e ca o pernuță de salvare. Dacă s-a întâmplat ceva în timpul nașterii, a suferit vreun traumatism, copilul este asigurat. Dacă uite, plămânii că nu s-au deschis pe deplin, el are pernuță de salvare, oxigen, care continuă să vină la el. Este extraordinar și nu înțeleg de ce există încă această rezistență, de ce se grăbesc să taie cordonul, spunând că pulsează numai vreo două, trei minute, dar realitatea arată că poate să pulseze și 20, 25 de minute. Și cel mai important, cât pulsează cordonul, copilașul primește și celuleste. Da. Așa, ce voi să mai spui? A, cred că de nașterea blândă în genere am vorbit, nașterea naturală, hai să vorbim o că de naștere blândă cezareană, pentru că tot poate să fie altfel, nu ca fac de obicei. Deci, ce înseamnă nașterea blândă cezareană? Înseamnă că medicul face taie uterul, dar nu îl scoate pe copilașul în dată. Deci el de mai mult timp ca copilașul chiar singur poate să iasă. Mama îi ajută cu scremete și sunt deja publicate videouri prin internet, dacă doriți puteți să găsiți nașterea blândă cezăreană și vedeți cum mama face scremite și copilul iese singur prin tăierea aceasta. De ce se face asta? Pentru că a, medicii înțeleg că e, când îl scot foarte repede, în dată, diferența de tensiune, de sunt careva chestii care dăunează sănătății copilului și încearcă să e, micșoreze cât mai mult riscul acesta. A, încă ceva, tot copilașul se pune pe pieptul mamei, a, pentru că imprinting-ul și ceea ce am vorbit de naștere naturală tot în, contează, există și aici. Este pus pe pieptul mamei, face cunoștință cu mama, nu se taie cordonul tot, îi dau voie să pulseze măcar câteva minute, cât se permite timpul acolo. El chiar este pus la sân, chiar în o sala de operație, asta e tot normal. Există încă un moment care, eu știu că se practică în America, nu știu dacă în țări europene se practică, când medicul cere, o cere pe mama să pregătească tamponașul cu secretul vaginal. Înainte динаштыре. pentru că acolo, dacă mama este sănătoasă, sunt foarte multe microorganisme de folos pentru copilașul și când el trece prin căile vaginale, el în mod natural face cunoștință cu ele și ele, microorganismele acestea, se plasează pe pielea lui. Dar dacă facem cezariana, el are lipsă de microorganismele, dar asta e imunitatea lui în viitor, asta e microbiomul lui în viitor. Și de asta se pregătește tamponașul într-o băncuță sterilă și în procesul de de operație, medicul scoate tamponașul acesta cu secret vaginal și îl pune pe pielea bebelușului ca să tot micșorem deci, daunele. Da, da, și sunateții. să micșorem șansele de împrietenire cu infecțiile intraspitalicești. Da. Pentru că deci, copilașul când se naște, se naște steril și care microorganismele sunt în jurul lui, acelea și devin microorganismele lui. Și dacă nu sunt prietenoase pentru corpul bebelușului, atunci poate să apare chiar și în viitor, când copilul este deja mai mare, niște boli autoimune sau mai dificile cronice și sunt investigații care arată, deci... Svezi. Legătura asta între bolile, de exemplu, diabet sau bolile autoimune cu cezareana, cu lipsa contactului de microorganisme mamei. Pentru că da, în mod natural, atunci când traversează canalul de naștere, copilașul înghite toate aceste bacterii și îi fac bine și ele chiar previn și colicele. Deci ajută la lucrul intestinelor copilașii care se nasc în mod natural sunt mai puțin predispuși la gaze, colice, da, o durere, dar greu de ce? De... Pentru că dacă sunt microorganismele mamei, mama are imunitate față de ele și dacă a, el a, este acoperit cu microorganismele bune, prietenoase, să zicem, el are imunitate mai bună în viitor. Și a, da, asta e un moment foarte important, și nu e greu de făcut. Asta absolut. e absolut. Nu costă bani, nu costă nimic. Sunt investigații, sunt, este experiență da, care da. o demonstrează. Și încă un beneficiu în, în cazul în care îl lași pe bebeluș să se tragă singur el din burta mamei este că se face un fel de masaj, așa cum se întâmplă și în cazul nașterii naturale. Un masaj la plămâni, ce ce ajută ca ei să funcționeze, să se elibereze și lichidul ăsta amniotic, un masaj și la intestine, iarăși. Deci nu e nimic întâmplat să încercăm să imităm, până la urmă despre ce este Cezariana blândă sau așa zisă cezariană naturală, este sensul de a, a repeta, de a imita condițiile de naștere naturală, pentru că fiecare pas din mecanismul nașterii naturale are un beneficiu pentru da. copil. Deci nu este ceea ce își imaginează și un sens, un rost. Nu este ceea ce își imaginează foarte mulți că e o durere. De ce Dumnezeu n-a inventat un mecanism mai puțin periculos sau un mecanism mai puțin dureros? Până și durerea la naștere are un rost. Durerea este... Prietenă un semnal, da, că tu naști. Că tu dacă n-ai avea niciun semnal, tu n-ai ști ce se întâmplă cu corpul tău, cu copilul tău și l-ai pierde pe drum, ar cădea pur și simplu. Dar și nu numai asta, pentru că, de exemplu, când femeie îi doare, ea ce face în proces nașterii? Ea începe să respire, să-și schimbe poziție. Dar asta e foarte necesar pentru bebeluș. El se suferă acolo din lipsa oxigenului, pentru că contracțiile nu-i dau atâta sânge cât trebuie și când mama respiră bine în procesul nașterii, el primește mai mult oxigen și asta e foarte natural și foarte sănătos că mama se respire. Dar cum să zicem să respire dacă n-ar fi dureros? Mama n-ar respira și comportamentul acesta de naștere, când mama își caută locul, și caută poziția, asta tot ajută uterul să se deschidă, ajută copilașului să iesă mai ușor. Deci, chiar și durerea, are foarte, foarte mult sens în proces nașterii. Și păcat că femeile nu înțeleg asta și nu prețuiesc. Eu cred că pur și simplu nu cunosc. Atunci când cunoști de ce se întâmplă anumite lucruri, le accepti altfel. Încă un lucru bun care se întâmplă atunci când trăim durerea este că noi eliberăm endorfine. Există o legătură între oxitocină, hormonul care declanșează travaliul și întețește contracțiile, și endorfine. Apropo, oxitocina este hormonul dragostei, atașamentului, endorfinele, hormonii plăcerii. Anume, în durere se elimină endorfine. Atunci când ne rănim, atunci când alergăm, de ce alergătorii parcă au o dependență de acest proces de alergat? Pentru că ei primesc, sau de sport, în genere sportivi, pentru că ei primesc plăcere. Acea senzație plăcută după ce ai făcut exercițiul colosal, da? ne place, că cei care își pielea la fel trăiesc durere, dar în același timp se elimină foarte multe endorfine, ceea ce aduce plăcere. Și atunci aceste endorfine o ajută nu doar pe mamă să trăiască durerea, să o gestioneze, anesteziând în mod natural corpul, dar îl ajută și pe copilaj. Și la el merg aceste endorfine. Iată de ce preferăm să nu folosim anestezia epidurală. Pentru că anulăm aceste procese naturale. Copilașul nu mai primește atunci endorfine. Da. Mamei nu îi doare, dar copilașul se sufere din cauza lipsii endorfinelor. Da. da. Și apoi și oxitocina sintetică atunci când este administrată. De ce iarăși am preferat să nu fie făcut acest lucru? Pentru că este greu și pentru copilaș. Sunt contracțiile atât de puternice, mai puțin oxigen ajunge la el. Și asta este cauza de ce deseori poți ajunge și la o naștere asistată cu instrumente, ba chiar și la cezăreană. Atunci când se folosește o cascadă de medicamente, se perturbează procesul natural și poți ajunge la instrumente sau la cezareană. Da, dar hai să le luăm noi pe... Voi ai să zici da, ceva? Vreau, vreau să zic că noi nu suntem contra toate instrumentelor medicare care, care există, pentru că câteodată asta într-adevăr salvează viața și avem nevoie de asta, dar... Uh, tot după investigații, după cercetări, doar 10% de naștere au nevoie de oxitocină sintetică. Și în practică 90% mi se pare că se folosesc. Deci asta e, nu e normal, pentru că noi deja folosim asta nu pentru salvare, nu pentru sănătate, dar pentru nu protocol, dar pentru Accelera da. pentru până la urmă este despre asta. Să se întâmple cât mai repede, să încheiem, să împachetăm pe toată lumea, să-i trimitem pentru că nu este timp, pentru că sunt uh, și medici puțini, de asta și eu optez pentru a revizui rolul moașilor, să le dăm puterea de altă dată, să le dăm putere și doulelor, să le reglementăm activitatea, astfel încât femeia să fie asistată de moașe și doule, iar în cazuri, în cazuri de complicații să fie asistate deja de un obstetrician, pentru că rolul lui la origine ăsta era să intervină atunci când, e nevoie cu, iarăși, cu, de intervenția cu instrumente, cu medicamente, cu cezăreană până la urmă. Dar în rest, cum zici și tu, în, eu știu, 80-90% din cazuri este nevoie pur și simplu de o persoană de sprijin acolo, care să o încurajeze pe femeie. Și vreau să ajungem aici la oxitocină. Este un hormon timid. Are nevoie de condiții speciale, de intimitate, femeia să nu se simtă observată. Povestește-ne un pic despre acest hormon. Cum se produce? De ce este important el la naștere? Care este rolul lui la naștere? Se produce el în partea creierului creierul care se numește hipofiză și asta e hormonul dragostei care se elimină nu doar în procesul nașterii, dar și în alte situații în viața noastră când noi simțim dragoste, când noi simțim... Um, că suntem îndrăgostiți în ceva, în procesul sexului, în procesul alăpterii, când noi privim un copilaș și privim la dânsul cu dragoste sau un animaluț, deci toate procesele de uh, săpereșevanie, empatie, 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 da, da, în procesele astea tot se elimină. Și este un hormon, a, hormon special, în procesul nașterii el ajută uterului să se, se să se contracte și să se deschide colul uterin. Asta e rolul lui principal. Și tu ai zis că hormonul acesta este timid și într-adevăr el are nevoie de niște Condiții. condiții speciale. În procesul nașterii vorbim de întuneric, pentru că dacă este lumină foarte puternică, puternică atunci oxitocina nu se elimine de, de bine, pentru că um, melatonina, asta e un alt hormon, care, să zicem, este prietenul oxitocinii, oxitocin, um, ea se elimine doar în întuneric. Dacă este lumină, nu este melatonina și înseamnă că mai puțină oxitocină. Nu zic că în genere, nu se elimine, dar mai puțin. Mai greu. Mai greu. Alt, alt punct. Sunete, vorba, ceea ce activizează neocortexul nostru, mintea noastră tot uh, micșorează nivelul de oxitocină, pentru că oxitocina se elimine în uh, hipofiză care e antagonistă cu neocortexul. Sau neocortexul lucrează sau hipofiza. Asta e în procesul nașterii. Pentru că zi. hipofiza e în partea veche a da, creierului. Da. Neocortexul e partea cea nouă. Și totul ce, este, ce activizează neocortexul asta încurcă nașterii. Și sunete și vorba, cuvântul în genere, asta e uh, încurcător cel mai mare și cel mai бутернік Фрі Фрік дафемі сем фрі. Tot uh, se elimine adrenalina, asta e un hormon antagonist de oxitocină și tot uh, provoacă micșorarea eliminării oxitocinei. Deci sunt foarte multe uh, momente care pot să încurcă nașterea de, de care femeia nu știe nici nu, nu are un da, nu, nu se știe că asta influențează atât de mult. Nu în zadar, există așa o regulă, să zicem, de trei uh, în, în limba rusă. на regula D3 на ру што даста теплоці мно і тихо тонереккалдураі. Întuneric sunt formulate de Michel Oden, da, un da. obstetrician faimos, care și-a dedicat viața studiului nașterii fiziologice, care a scris cărți, are și școli pentru doule, pentru moașe, este extraordinar. Dacă găsești o carte scrisă de Michel Oden, crede-mă că o să fii pregătită pentru naștere. Eu am avut noroc să o văd viu, personal. Da, personal. Am participat la trei cursuri făcute, organizate de dânsul, două în Olanda și una în Ucraina și asta e pentru mare o mare plăcere să-l veți, să-l aud. Da, și revenim la, la oxitocină. oxitocină. Dacă să înțelegeți mai ușor, condiții care sunt importante pentru sex sunt potrivite și pentru naștere. Pentru că procesele acestea două fiziologice sunt foarte, foarte asemănătoare. asemănătoare. Da. Există chiar un video, îmi place foarte mult, pe YouTube, când un cuplu a venit la medici ca să concepe și medicii îi dau camera asta, palatul acesta cu lumina, unde vin o sală in... de naștere, da, da, sală de naștere vin, intră medicul, zice hai, tu trebuie să stărui mai bine și cuplul nu poate să conceapă pentru că nu, nimic nu se primește la dâns. și în sfârșit îi fac um, proceduri de ajutor în concepție și după 9 luni de așteptare Femeie zice, iată ce bine că m-ați făcut să concep din în afară de voi. Da, e o ironie și seamănă foarte mult cu procesul nașterii, ceea ce se întâmplă. Pentru că la sfârșit, într-adevăr, femeia trebuie să fie ajutată să nască pentru că nu au fost create condiții normale potrivite pentru procesul acesta simplu și fiziologic. Pentru că nașterea nu are nevoie de ajutor. Nașterea se întâmplă, se de întâmplă la sine. pur și simplu da, în organismul nostru Fără noi să controlăm procesul acesta Să-l să dăm voie să facă El pur și simplu este și gata Și noi nu trebuie să-l încurcăm Asta e rolul principal al nostru Să nu-l încurcăm nașterii Să creăm condiții pentru nașterea să decurgă cât mai natural Va fi și cât mai sigur și cât mai ușor dar pentru asta și femeia trebuie, trebuie să fie conectată cu al ei corp, pentru că asta a devenit o mare problemă a civilizației noastre din plastic, da? Că femeile nu-și simt corpul. Unele nu simt că sunt însărcinate, atât de preocupate sunt de multe alte lucruri, atâtea griji au. Mai au și funcții foarte înalte, cu multe responsabilități, sunt în stres continuu. Hai să vorbim și despre faptul că e foarte greu să concepe astăzi infertilitatea și nu pentru că e chiar infertilitatea acolo, dar pentru că simplu, femeia, bărbatul nu sunt conectați cu corpurile lor, cu ce ce simt, cu întotdeauna sunt undeva, în altă parte, să ajungă, să atingă ceva. Iar nașterea tocmai asta cere, să fii deci o conștientizare, să fii prezent aici și acum, să trăiești starea asta aici și acum. Și un secret pentru a gestiona cu succes durerea, deci să fie mai puțin dureroasă nașterea, e care? Să nu te gândești la contracția care a fost sau la cea care vine când există pauza asta, calmul între contracții, să, să fii în liniștea asta. Pur și simplu să o trăiești. Să nu încerci să ghicești sau să îți imaginezi ce o să se întâmple, cât de dureroasă o să fie următoarea, asta ți încurcă pur și simplu trăiești ceea ce ai de trăit. A venit valul, a venit contracția, respiră, nu te împotrivi, primește-l, chiar așa și spune, contracție, eu te primesc, eu înțeleg, tu mi-aduci bebelușul, eu îți mulțumesc. Când s-a pornit la mine la treia naștere, că a fost cea mai conștientă dintre toate, când s-a pornit contracția deja... Deci aproape, deci putem spune că am intrat în travaliu activ și eu o simțeam puternică, eu am exclamat de bucurie. Am spus, da, a venit pentru că știam că eu sunt aproape deja de, de nașterea propriu-zisă. Și ca să spun încă ceva, există o lege a Sfinctelor, uh, vorbind despre ce, ce ai spus tu, acel filmuleț uh, uh -huh. de râs și o de. Plâns. Da, vrea, nu l-am privit, privit, dar e foarte amuzant. <laughs> adică mi-am imaginat ce se întâmplă acolo. Uh, vreau să spun, hai să ne imaginăm că îl scoatem pe bărbat în piața Mare Dunării Naționale și îi spunem, hai, să ai erecție acum chiar îi scoatem pe ei în doi să facă dragoste în piața mare adunării naționale. O să aibă oare erecție sau nu. de ce nu? Pentru că există o lege a sfincterilor. Sfincterii sunt mușchii din jurul organilor care se deschid. Vorbim noi despre col, vorbim noi despre anus. Ca să se poată deschide și să elibereze ceea ce are de eliberat Caca, mă scuzați că folosesc acest cuvânt sau fecale pentru cei care vor cumva mai blând să formulez cuvântul, că ai de expuzat copilul, e nevoie de intimitate sfincterii nu se deschid atunci când există o presiune din afară atunci când nu există această intimitate pur și simplu nu se deschid stă cineva pe vasul de toaletă și strigă hai mai repede ieși de acolo fă mai repede caca sau asta, fă mai repede caca o poată omul ăsta, tu te crispezi când ai de făcut pipi se oprește autocarul, te duci într-o călătorie și se oprește autocarul și îți spun, hai duceți-vă acolo în pădure în iarbă faceți, de cât timp ai nevoie să te relaxezi uf, și să-i dai drumul urinei sunt lucruri fiziologice elementare ca să conchid tema asta cu fecalele și să merg la naștere, vreau să spun că femeia are nevoie de intimitate. Nu să vii tu peste ea cu întrebări. Unde ți-e fișa medicală? Uh, Când ai dat ultima oară test la SID, HIV, HIV, SID, Udi, cartela ta medicală. Odată am auzit o întrebare, pe femeia era deschisă de 10 cm. Deci, perioada cea mai activă a nașterii, ce greutate ai? <laughs> De ce nu-i bine să pui întrebări care o fac pe femei să gândească? Pentru că se pornește neocortexul, partea asta e evoluată și instinctele noastre sunt inhibate. Și atunci nu producem oxitocină, se încetinește procesul. Femeia trebuie lăsată acolo într-un colț cel mai întunecos și pur și simplu să respirești din când în când să-i amintești, te descurci de minune. De asta eu sunt pentru parteneriat. Să fie un om, dar la fel pregătit pentru naștere, care să-i spună, tu te discuți, când apare deja senzația asta că femeia vrea să -i evadeze, iată, când se apropie de expuzie, ea poate să intre într-o ușoară panică, frică, eu nu pot să fac asta, eu nu pot să fac asta. Păi e nevoie să vină cineva alături și să nu-i spună, da, hai și-o face cezăreană, tu ai nevoie de amintiri frumoase după naștere. Știi, e nevoie de un om care să-i spună, tu te descurci foarte bine, tu faci bine, copilul tău vine, tu poți, sunt aici, să-i mai facă un masaj pe zona lombară, pelvisul să-l mai apese ca să îi ia durerea asta. Apropo, eu recomand pieptănul la naștere, el foarte bine ajută la gestionarea durerii, pur și simplu zimții ăștia, dinții, îi înfici în palma ta. Și creierul se conectează la această senzație. El uită de cea din spate, că așa funcționează creierul nostru, pe ce vine mai proaspăt, aia el să apucă să gestioneze. Bun. Hai să încă o dată să recapitulăm. Deci ca să fie o naștere blândă, am zis, e nevoie de acele condiții, întuneric, liniște, intimitate, sentimentul că nu este observată, nu trebuie să stai peste. La capul ei, și să. Hai, hai, ce e acolo? te deschis sau nu? Că am de dus nu știu unde, hai că mă așteaptă altă pacientă, sau ce, ce se întâmplă de obicei în maternități. Din potrivă, să ai boli, și să fi lăsat în colțul ei, pur și simplu să observ, chiar nu e nevoie nici de controle vaginale, tu poți după sunet, după cum femeia respiră, să-ți dai seama la ce fază. A da, dar vorbim de află. femeie pregătită, pentru că dacă femeia nu este pregătită, o să-i pare că e abandonată. Că nu, așa, da, nu vine ni, nimeni, da. că nu întreabă nu controlează, da și nu numai asta, nu numai momente fiziologice, ci și psihologice influențează femeia, trebuie să fie foarte relaxate psihologic în procesul nașterii, să aibă încredere în corpul ei, să aibă încredere în universul, în copilașul ei, deci dacă femeia este stresată, dacă are multe tensiune psihologică, asta nu poate să se relaxeze, tu poți să-i dai câte, condiții cât mai bune, întuneri, căldură, tot ce trebuie, dar poate să nu se nască normal și natural, pentru că totul se începe, se începe în creierul nostru. Da, și bine că ai zis de stres, stresul, tensiunea mărește durerea atunci când tu te crispezi, nu se duce suficient oxigenul circulă acolo și această tensiune duce la și mai multă durere. De asta noi vrem să respirăm și pur și simplu să ne abandonăm procesului. Voiam încă să vorbim despre depresia postpartum, ca să duc discuția spre importanța nașterii blânde. De ce atâta ne zbatem și facem noi tam-tam în jurul nașterii blânde? Pentru că există consecințe pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt, vorbim despre și acel baby blues, depresie postpartum chiar, care au șanse mai mari să se întâmple atunci când nu s-au angajat toți hormonii în procesul nașterii. Pentru că am zis noi, oxitocina, endorfinele sunt hormonii plăcerii, stării de bine, endorfinele amorțesc memoria, iată de ce noi uităm. Cum a fost nașterea? Noi uităm durerea nașterii, noi ținem minte doar partea frumoasă, cum mirosea copilașul la lichid amniotic, cum l-am atins, cum a făcut contact piele la piele. Uite, asta reținem și uităm durerea. Asta a gândit natura, ca noi să mai, vrem să mai naștem. Prin urmare, dacă noi nu am avut endorfine, s-a intervenit cu medicamente, așa, sintetice. Ce vreau să zic aici la medicamente sintetice? Ele nu colaborează cu creierul nostru. Prin urmare, noi încetăm să producem în mod natural acești hormoni. Sintetic, da, se acționează, o, o contracțiile se întețesc, dar și atunci, dacă nu vin endorfinele de la creier și durerea este mai mare, că mulți se întreabă de ce după oxitocina asta sintetică durerea e mai mare. Pentru că tu nu produci în mod natural endorfine, care sunt un analgezic natural mai puternice de zeci de ori decât morfina. Și atunci vreau să spun că neavând acești hormoni angajați în proces, s-ar putea să te simți cu un gol puternic după naștere, să simți că ceva a lipsit. Nu mai spun că vorbele tăioase ale lucrătorilor medicali, atitudinea rece sau indiferentă, pot să lase o amprentă care să te doară după. Și uite, tu ca psiholog Perinatal, pentru că acum ești în proces, viitor psiholog perinatal, ești în proces de studiu, îți doresc succes, să-ți să aduc această meserie, tot ceea ce îți dorești tu și să poți să fii și mai de ajutor. Pentru că și în calitate de educator perinatal și două și autoare, uite acelor două cărți minunate care sunt lângă tine, face o treabă mai mult decât valoroasă prețioasă, care nu se măsoară nimic și îți mulțumesc pentru asta. Câte femei au născut în camera roz de la maternitatea 2 și sunt fericite pentru că, uite, grație ții au condiții de dormitor. Ele se simt în acea cameră roz efectiv ca la ele acasă atunci când nasc. Și asta într-adevăr ajută procesului. Deci să luăm pe rând de ce nașterea atât de mult contează. Foarte multe momente și puncte. Poți să-mi spui așa pe. Pentru scurt. femeie, în primul rând, sănătatea ei, sănătatea ei e ca femeie. Dacă nașterea a fost foarte traumatizată, ea poate să aibă foarte multe probleme cu sănătatea feminină în viitor. Începem de la probleme în viață sexuală, probleme cu uh, apușenia înutrienilor în organelor, prolaps, prolaps genital. genital, da. Deci, uh, foarte multe uh, lucruri care poți, pot să apară în viitor după nașterea, grea, traumatizată. În al doilea rând, din punct de vedere psihologic, uh, femeia poate uh, uh, să aibă depresie, dar asta e doar uh, un punct. Depresia postnatală are foarte multe cauze, și eu nu vreau să vorbesc acum de despre asta, pentru că sunt foarte multe și biologice, și psihologice, și, de și nașterea grea, asta e doar un punct. Uh, relații cu soțul poate să devină mai grele pentru că dacă femeie a avut o traumă psihologică în procesul nașterii. Pe urma ea nu poate să trăiască în momentul acela, să înțeleagă că a devenit mama. Întotdeauna revine în procesul acela, în gândurile ei și nu poate primi plăcerea de la maternitate, de la bebelușul, nu este inclus în procesul acesta de maternitate. Pierde legătura cu copilul ei și nu creează legătura așa de um, puternică între mama și copilul, pentru că mama e întotdeauna în procesul acela, ea retrăiește, ea... Gândește, Uneori poate și aduce. să vadă și o vină în bebeluș, inconștient, sau da. în un soț, uh. pentru că, uite, din cauza voastră eu am ajuns să nasc, uite, mi-a trebuit, sau... dar la nivel inconștient, foarte fin. Nu, nu zic. Da, nașterea blândă pentru mama înseamnă sănătatea ei, asta înseamnă um, felul ei de um, prețuire față de sine, relații bune între mamă și soț, relații bune între mamă și copilul, deci asta e un moment foarte, foarte important pentru femeie, chiar și dorința ei de a naște în viitor pentru că sunt mămici care nu vor să mai nască copii din cauza că au avut naștere atât de traumatizate că nici într-un cas nu vor să repetă așa ceva. Dar pentru copilașul asta e tot sănătatea lui pentru că dacă au fost careva traume în procesul nașterii asta poate influența pe toată viața. Copilul poate să fie chiar și invalid dacă nașterea a fost destul de traumatizată pentru lui sau să aibă probleme cu sănătate foarte grave. În al doilea rând, asta e, din punct de vedere psihologic, primul stres cu care se întâlnește copil sau omul, să zicem, în viața lui. Primul stres. Și cum trece el prin stresul acesta, influențează cum va trece în viitor prin stresurile lui în viața lui. Și din cauza asta, desigur, pentru copil, e cât mai bine să treacă mai blând prin stresul acesta. Să aibă o experiență bună de trecerea prin stres. Pentru că tot nu pot să povestesc mai mult de asta, în psihologie prenatală există așa o teorie, în limba rusă se numește prenatalnei matrițe Stanislava Grofa, unde el a descris că perioada de sarcină este prima matriță, așa se numește, matrice, nu? matrice da. prima matri matriță, a doua asta e travaliu, a treia scremite și a patra asta e primele 15 minute după naștere. De ce am vorbit eu? Încredere în lumea, că lumea e bună, că iată, eu sunt așteptat, e bine că am venit aici, deci niște momente de bază, încredere de bază și siguranță în viață. Și iată asta, patru matrice, ele chiar în procesul sarcinii și nașterii se dezvoltă și influențează foarte mult care probleme, în care matri matrița a fost, în viitor, asta e ca, o, ca un program de a face ceva în viață, de a trece cumva prin careva momente. Deci asta influențează într-adevăr mai mult decât imagineam noi sau gândim noi. Există o carte, Vindecă-ți viața, Vindecă-ți nașterea, pe care o găsiți și la Elefant, pe elefant.md sau cartea Mintea noului născut. Aceste două cărți foarte bine reflectă consecințele unei nașteri traumatice și pot să te influențeze chiar pentru întreaga viață. Să ai sentimentul că ai pierdut ceva, că, sau să ai niște frigi inexplicabile. Nu mai spun că unele femei uh, nu pot să nască sau anumite blocaje pentru că își repetă propria lor naștere. De asta este foarte important să știi cum te-ai născut tu înainte să concepi în ideal sau înainte să mergi la naștere ca să-ți vindeci propria naștere în cazul în care a fost traumatică să nu repeți același scenariu. Cât de des femeile spun, uite am născut fix cum spunea mama cum am născut eu. Fix aceeași istorie sau cum a născut bunica și așa mai departe. O istorie gravă de naștere proprie poate să fie, să fie, chiar și cauză de infertilitate pentru femei în viitor. Una dintre. De ce recomandarea ar fi să știi cum te-ai născut, cum ai fost concepută tu, să sapi un pic acolo și să vindeci tot da, ce e de vindecat. Dar nu trebuie să dramatizăm, pentru că într-adevăr toate, toate poate să fie vindecat. Toate traumele și fiziologice da? și psihologice poate să fie vindecate și femeile să nu se să, <laughs> acum să, în să nu teamă da, că gata, totul deja este pierdut și... simți despre camera rost din maternitatea numărul 2. De ce ai creat-o? Și cum a fost posibil? Ai venit la maternitate și ai spus Hello, sunt pe Caterina Michitenko Vreau no. să duc un pic de roz în viața voastră no, asta <laughs> a, a, a fost în anul 2017 Eu am fost în Olanda prima dată La seminarul lui Michel Oden Și am fost pasionată de lui Și de cărțile lui Într-o carte care se numește Rod de evoluție homo sapiens Am citit că dacă vrei să schimbi ceva Pentru că eu eram foarte entuziasmată Și credeam că, iată, noi numai decât Trebuie să schimbăm ceva în viață Asta, în, în felul cum se nasc copiii, asta e foarte important. Și el scria, dacă vreți să schimbați ceva, creați o cameră pentru naștere blândă în maternitate, în, în orașul unde trăiți voi. Și eu am înțeles că asta poate să fie o, o idee de rezolvare a problemei. Noi am avut deja legături... Parteneriat cu maternitatea numărul 2, pentru că noi deja făceam uh, școala maternității conștiente și trimiteam femeile pe femeile care vroiau să nască mai blând, mai natural în maternitatea numărul 2, unde, într-adevăr, erau condiții mai avantajoase pentru nașterea blândă, dacă comparăm cu alte institu instituții medicale. Și noi colaboram cu maternitatea numărul 2. Și din cauza asta, când eu am, am avut ideea mea de a crea o, o cameră pentru nașterea blândă primul rând m-am dus la soț și l-am zis că, iată, eu doresc nespus de mult. El m-a susținut pentru că el tot înțelege cât de important este nașterea blândă. Când am vorbit în doi și am hotărât că o să realizăm proiectul acesta dacă o să ne dea voie, m-am dus la directoarea maternității numărul 2. Ea m-a știut deja destul de bine. I-am povestit ideea mea și am fost susținută de la prima întâlnire. Mă bucur foarte mult și și sunt foarte recunoscătoare că mi-au dat așa o șansă să fac experimentul acesta. Da, scrie în... această cameră. Ca... E a... un pat matrimonial acolo. Camera este făcut a, după modelul de a, hotel pentru naștere pe care eu cu ochii mei proprii l-am văzut în Amsterdam. Dar de ce ai ales culoarea roz? Pentru că culoarea roz ajută neocortexului să se relaxeze cât mai mult. Dacă avem, de exemplu, culoarea albastră, ea activizează neocortexul. Și asta tot am auzit la seminarul lui Michel Oden. În centrul de naștere unde am fost eu în Olanda, pentru că am fost și în centrul de naștere și în hotel pentru naștere. În centrul de naștere toate pirețele au fost tot în culoarea roz, așa mai, chiar, nu chiar roz, chiar roșu mai roșu, da, nu foarte întunecat, dar ceva între roș și roșu. Și asta se respectă la ei, deci ei înțeleg și tot adaugă așa elemente în atmosfera spitalului, centrului de naștere. Eu am creat după model pentru că acolo erau respectate toate punctele pentru naștere blândă și Uh, perdelele pe ferestre ca să fie întuneric chiar într-o zi destul de luminoasă. Uh, acolo este lumină, câteva felul de lumină, deci uh, să fie mai uh, luminos în cameră, mai întunecat. Uh, acolo e condiții ca acasă, în primul rând. Da? Uh, ca femeie să nu se simte ca în spital, să, să se simte mai relaxat. Pentru că dacă noi intrăm în spital inconștient, noi înțelegem ceva se întâmplă. Eu m-am îmbolnăvit, ceva s-a întâmplat cu mine, ceva nu e în regulă. Pentru că spitalul asociază cu o boală, asta e normal. Și dacă noi venim la maternitate ca la un spital, tot simțim asta inconștient și asta încurcă femeilor să se relaxeze mai bine. Din cauza asta, când femeie dacă chiar și are faza activă de naștere, vine la spital, contracțiile o leacă se slăbesc. Pe urmă, da, devin mai tari, dar se slăbesc în orice caz, pentru că asta e un stres. Și în camera aceasta, femeia poate să se simte ca într-un hotel, ca acasă, deci nu numai la spital. Este și baia acolo pentru relaxarea în apă, în procesul travaliului, sunt lumineri, este viceu chiar în palatul celălalt ca să fie mai comod femeii, să nu trebuie să fie nevoită să se ducă undeva prin coridor să caute viceul, deci toate comoditățile. Nu este fotoliu, deci el este într-un într, -o, într -un colț, acolo este un pat pentru două persoane ca ea să se simte mai comod, este și scaunul pentru naștere și mingea asta specială pentru naștere și covorașul de iu dacă mama vrea um, să, să se plăseze pe podea undeva într-o poziție mai comodă. Sunt niște statuiete, cărți, tot pentru crearea atmosferei de căldură, de intimitate. Fetele pe care eu le-am îndrumat, câteva fete pe care eu le-am îndrumat pe calea asta spre naștere, spre o sarcină sănătoasă, au născut acolo, în acea cameră și sunt infinit recunoscătoare pentru. Pentru că există această cameră, așa că îți mulțumesc foarte mult. Pentru asta și noi a, și am creat-o. Pentru că când eu m-am întors de la Olandă, prima mea întrebare a fost: De ce femeile din Olanda au dreptul acesta au posibilitatea aceasta de a naște frumos în alte condiții, dar femeile noastre de ce sunt mai rele sau de ce noi nu avem așa condiții Nu, noi merităm să naștem merităm. în condiții frumoase Noi merităm, mai spune asta odată și pentru că merităm, vă invităm la marșul nașterii pe care îl organizăm pe 14 mai la Grădina Botanică începând cu ora 11 ca să celebrăm nașterea nașterea blândă, frumoasă să ne transmitem putere, inspirație Acolo vor fi femei care iubesc să nască și va fi și Ecaterina Michitenco, în calitate de educator prenatal, care va vorbi despre mecanismul nașterii și anume despre cum putem gestiona durerea astfel încât, într-adevăr, să avem amintiri frumoase despre naștere. Te rog doar la final să-mi arăți cărțile tale pe care le puteți găsi, găsi în librările noastre. Una dintre ele, a ne maternitate sau paternitate, rol de părinte conștient și cnică, care te-ai înmiers să boi în arodă, carte. Pe care o vei lua cu tine la naștere, e un ghid clar pentru toată lumea. Totul e povestit într-un limbaj simplu, accesibil, din care puteți să învățați cum, care sunt semnele nașterii, cum știi că intri în travaliu, ce să faci atunci când -a au început contracțiile, când mergi la spital, în ce cazuri să te grăbești la spital. E o carte extraordinară și aveți acolo și tehnici de gestionare a durerii le găsiți în librării. Da, și apropo, vreau pe cartea asta să o traduc în română. Te rog frumos! Și va fi în format electronic, dar totuși va fi în română. Cred că în aprilie, cel mai târziu în mai, o să fie gata pentru că înțeleg că trebuie să fie tradusă da. în română română și în engleză vreau să, să o prodă. Minunat! Dumnezeu să te ajute în misiunea ta. Mă bucur că ți-aduce atâta plăcere și că aduce atâta folos. Prieteni, acesta a fost episodul cu numărul 4. Vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi și sper că găsiți utilitate în tot ceea ce povestim aici. Ne vedem într-un alt episod. Este egal cu 3, un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte.